Nou spectacol pregătit de Teatrul Tudor Vianu, cu premiera sâmbătă 21 mai de la orele 18:30, va surprinde probabil publicul giurgiuvean de pe stradă, mai precis de pe pietonala Mircea cel Bătrân, căci acolo se va desfășura spectacolul. Este o invitație pe care actorul Cosmin Crețu o renoiește după mai bine de 7 ani. Vom relua stagiunea de stradă, ne veți vedea în parcuri, ne veți vedea în toate zonele în care putem ajunge și ne putem desfășura scena pe care o avem asta de 8 metri. Pentru că noi, așa cum am spus-o și cu ocazia proiectului managerial pe care l-am susținut și pe care Consiliul Județean l-a ales, consider că teatrul trebuie să devină dintr-o instituție și dintr-un demers care este înțeles ca fiind ușor elitist, trebuie să devină unul care să fie extrem de popular. Spectacolele de stradă vor fi prezente în parcurile din Giurgiu pe toată durata verii, iar cel propus pentru sâmbătă 20 mai este un spectacol non-verbal în care actorii apar mascați. Este un spectacol de mască, un spectacol de mască larvară, măștile sunt de mai multe categorii, măștile larvare pe care le-am pregătit pentru spectacolul ăsta. Sunt niște măști extrem de speciale care implică un anumit gen de mișcare din punct de vedere al corporalității spectacolului. Veți vedea sâmbătă prima oară și de acum încolo în fiecare sâmbătă în diverse locuri din Giurgiu. Veți vedea că e vorba de o anumită educație a mișcării scenice. Este un spectacol non-verbal, este un spectacol, dacă vreți, construit după modelul desenelor animate fără cuvinte. Giurgiuvenii se vor putea întâlni mâine pe scena montată pe pietonala Mircea cel Bătrân, cu o trupă de 8 actori, într-un spectacol pentru toate vârstele, care, în acest fel, iese în întâmpinarea giurgiuvenilor, nemai așteptând ca aceștia să vină la teatru. Suntem pe scena mare a teatrului, dar voi veți juca pe stradă. Ce pregătiți pentru spectatorii giurgiuveni? Este un spectacol foarte interesant, în primul rând, pentru că nu există text. Totul este doar din interior și, plus de asta, spectacolul va fi cu măști. Pentru noi e ceva nou, dar credem că am făcut treabă bună și că spectatorii de aici vor fi foarte încântați de spectacol. Mai multe nu vreau să spun, pentru că aceștia ar trebui să vină și să vadă cu ochii lor, dar sunt sigură că va fi ceva extraordinar. Vă pregătim un spectacol de gest, de emoție, de stare, povești presărate așa, una câte una, puse parcă într-o cocă, o prăjitură până la urmă. Fiecare dintre noi avem un personaj care poartă o mască larvară, o mască care are un început de expresie, dar nu toată. Restul lăsăm la imaginația publicului. Comunicarea cea mai eficientă e clar că e cea prin cuvinte. V-ați ales să comunicați altfel. De ce? Pentru că limbajul gestual este un limbaj universal. Mi-aduc aminte când am mai jucat asemenea spectacole, public străin, temător să vină la spectacolele noastre pentru că nu cunoșteau limba, veneau la spectacole acestea de gest și înțelegeau și plecau la fel de bucuroși ca și cei din România. Așadar, sâmbătă 21 mai, de la orele 18:30, sunteți invitați pe pietonala Mircea cel Bătrân la un spectacol care vă va vorbi prin gesturi, muzică și mișcare, lăsând cuvintele mai la urmă.